Haideți să vă povestesc despre Tobit, care avea un fiu care se numea Tobie. Tobit, tatăl, Tobie fiul. Tobit este din neamul Neftali, din tribul lui Neftali. Atunci când zice despre el, Tobit spune că în toate zilele vieții mele am umblat pe căile adevărului. El este cunoscut pentru că face foarte mult bine. Este un om extraordinar de milostiv, deși nu este un om bogat. Bine, nici sărac, dar nu e bogat. Este foarte cunoscut pentru că, de exemplu, unde trăiește el, în Ninive, în, uh, în Irakul de astăzi, în nordul Irakului de astăzi, este cetatea Ninive. În, această, în acest exil asirian pe care poporul evreu l-a traversat, uh, Tobit trăiește în Ninive și. Din când în când, conaționalii săi sunt uciși pe nedrept, ei sunt săraci, nu, nu are nimeni grijă de ei, familie nu au, Tobit îi caută, îi culege de pe drumuri și îi înmormântează. La un moment dat, s-a așezat la masă, era masa îmbelșugată, Tobie era alături, soția lui Tobit era și ea acolo și Tobit îi spune fiului său, dar avem atât de multă mâncare, ieși și adu un sărac măcar, să mai fie cineva pe lângă noi. Dar n-a apucat să mai vină săracul la masă, pentru că a venit cineva care i-a spus, uite, un evreu de-al tău este ucis chiar acum în nu știu care dintre piețele orașului. Și s-a ridicat imediat de la masă și s-a dus, i-a luat trupul nefericitului om care murise și l-a adus și l-a ascuns, iar în miezul nopții l-a îngropat ca să nu fie văzut de către alții. Iată deci cine este Tobit, un om ales, un om cu un comportament foarte special. Și totuși, în urma unui accident, deși este atât de credincios lui Dumnezeu și un om cu inimă bună, Tobit rămâne orb. Orbește, dintr-o dată. Și atunci, încetul cu încetul, oamenii încep să nu-L mai respecte, ba chiar la un moment dat el îi atrage atenția soției lui că a făcut o anumită greșeală, i s-a părut că ea a făcut o greșeală și ea s-a supărat foarte tare că nu făcuse greșeala respectivă încât îl ceartă. Și atunci Tobit se supără așa de rău încât se roagă lui Dumnezeu cu o rugăciune foarte amară și zice, Doamne, mai bine mi-ar fi mie dacă mai ai luat de pe pământ. În timpul acesta, nu chiar aproape de Ninive, în capitala provinciei din Iranul de astăzi, Media, un oraș care se numește Ecbatana. Trăia o tânără care se numea Sara. Sara era o, o făptură foarte frumoasă și deșteaptă. S-a căsătorit cu un băiat, însă n a ajuns să-și consume căsătoria pentru că în chiar noaptea anunțiilor el a murit. Subit. Nu era bolnav. După asta, Sara a mai fost căsătorită încă de șase ori. N-a ajuns niciodată să-și consume căsătoria pentru că în noaptea anunții mirele era ucis de o putere nevăzută. Un demon căruia îi se știe și numele Asmodeu. Acest demon, se pare, era îndrăgostit de fapt. Dacă vi se pare că sună ca o poveste, să știți că așa spune Scriptura. Adică eu nu fac decât să vă povestesc ceea ce se spune în Scriptură. Demonul, deci, era îndrăgostit de această fată și nu lăsa pe nimeni să se apropie de ea. Ceea ce vă dați seama era, ca în toate poveștile cu subiect de acest fel, Prilej de mare nefericire pentru toți. Cum să te lupți cu o putere nevăzută care ucide în felul acesta? Și după a șaptea căsătorie, Sara ridică și ea vocea către Dumnezeu și îi spune, Doamne, ce viață e asta? Mai bine mi-ar fi mie dacă mai lua de pe pământ. Aceeași rugăciune ca și Tobit în Ninive. Și atunci ne spune cartea din care vă citez: Amândouă rugăciunile au fost auzite de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu le-a dat ascultare, dar l-a chemat pe Arhanghelul Rafael, căruia i-a spus să se ocupe de cele două situații, pentru că ele urmau să fie rezolvate în același timp. Tobit însă nu știe nimic despre planul lui Dumnezeu și vrea în continuare să moare. Dar nu poate muri încă. De ce? Pentru că și-a adus aminte că în tinerețe împrumutase 10 talanți de argint unui om care locuia în Media și care se numea Gabael. Și Tobit îi spune fiului său, Tobie, du-te, recuperează datoria aceea, o cantitate mare de argint, 10 talanți, era o, o valoare mare, dute recuperează datoria pentru că, în felul ăsta, o să. Dacă eu o să mor, voi o să. Tu și mama ta nu o să trăiți în sărăcie. Și, înainte de a-l trimite în călătoria aceasta, Tobit îi spune fiului său cum ar trebui el să se comporte în viață. Extraordinarul capitol 4 din cartea Tobit. Când ajungeți acasă, sau mai pe seară, mai diseară când aveți timp, deschideți această carte și citiți capitolul 4 al cărții Tobit. Învățăturile lui Tobit către fiul său Tobie. Așa s-ar putea numi acest capitol. L-a chemat și a spus așa, să dai milostenie din averea ta. Când ai mult, dă mult. Când ai puțin, dă mai puțin. Dar nu pregeta să, să dai. Păzește-te, fiule, de orice desfrânare. Iubește, fiule, pe frații tăi. Plata celor care lucrează pentru tine nu o amâna pe mâine. Ceea ce urăști tu însuți, aceea nimănui să nu faci. Dă celui flămând din pâinea ta și celui gol din hainele tale. Am făcut doar să spicuiesc din, din începutul versetelor din acest capitol. Vă rog, citiți-l dumneavoastră. Și Tobie ascultă și apoi, după ce primește de la tatăl său o scrisoare adresată lui Gabael, pornește. Și totuși, înainte de a pleca, mai face ceva, își caută un însoțitor. Pe cine îl găsește el ca însoțitor? Pe Rafael, care luase chip de om și se numea Azaria. Și pornesc amândoi într-o călătorie epică, La un moment dat, după o, o parte importantă din călătoria lor, cei doi călători fac un popas pe malul râului Tigru. Și acolo, pe malul, pe malul fluviului, uh, Tobie vrea să se scalde. Dar a, atunci când pune piciorul în apa fluviului, un pește, ca în povești, numai în povești se poate întâmpla așa ceva, sare asupra lui, asupra lui îl atacă. Un pește fioros. Rafael îi spune, îmbărbătează-te, nu te, nu te lăsa intimidat, pune mâna pe pește și trage-l pe mal. Tobie face așa cum îi, spune Rafa, cum îi spune Rafael. Rafael îi spune, fix ca în povestea lui Greuceanu, despică peștele, scoate-i inima, ficatul și fiera." și pe astea trei păstrează iar carnea peștelui o să o mâncăm împreună. Au curățat peștele și l-au fript și au mâncat împreună. După ce au păstrat cele trei elemente despre care Rafael îi spusese tânărului Tobie. Și merg mai departe către, către Ecbatana, către Media. Și pe drum Rafael îi spune lui Tobie, Tobie, acolo unde mergem noi, trăiește o familie cu care voi sunteți înrudiți. Ei au o fiică care se numește Sara. N-ai mai văzut așa o fată frumoasă și deșteaptă. Însoară-te cu ea. Tobie zice, bine dacă este așa cum o descrii, cum aș putea rezista, mai ales că sunt la vârsta potrivită. Da, numai că există o problemă, îi zice Arhanghelul, deghizat este acolo un demon care o iubește pe această tânără. Îi ucide pe toți cei care vor să se încăsătorească cu ea. Șapte sunt victimele ei de până acum. O să fie a opta? Și Tobie zice, păi nu știu, o să fiu? Păi nu o să fii dacă o să faci exact așa cum îți spun eu. Nu știm de ce l-a crezut așa de tare Tobie pe însoțitorul său, Azaria. Probabil că reușise să-i câștige încrederea. Și au bătut la ușa Sarei. Și tatăl acestei fete i-au primit pe cei doi călători, i-a primit, i-a întrebat cine sunt. Și Tobie i-a spus, sunt fiul lui Tobit, din Asiria, din Ninive. Și atunci, acest bărbat care îl primise în casă pe Tobie, zice, păi suntem frați. Bine, frați Știți, în limba evre evrească, în ebraica veche, este un cuvânt delicat, pentru că nu știi, poate să se însemne uh, frate bun, poate să se însemne verișor, sau o rudă oarecare. Deci era frate sau nu era frate, dar în orice caz erau rude. Și după ce au stat un pic și i-au ospătat, i-a chemat în casă, i-a omenit așa cum se cuvine să faci cu niște oaspeți dragi, tatăl sare îi spune lui Tobie, Tobie, ai fi bun de ginere pentru mine și de soț pentru fata mea. Și lucrurile se desfășoară repede în Scriptură. Tobie spune, bine dacă lucrurile se așează așa încât așa merg lucrurile, o iau de căsătorie, în căsătorie pe fata ta și chiar sunt foarte fericit. Sara vine și ea, îi este prezentată mirelui și sunt cu toții foarte bucuroși. Și nu este nimeni chemat ca să sărbătorească nunta. Nu încă. Pentru că nu se știa ce urma să se întâmple. Pe seară, Mirele și Mireasa trebuie să se retragă în camera lor. Înainte de a face asta, Rafael, arhanghelul, îi spune lui Tobie, îl trage deoparte și îi spune Atunci când o să intri în camera ta de nuntă, înainte de a face absolut orice, inima și ficatul peștelui pe care l-ai prins la fluviul tigru, iale și aruncăle pe cărbune aprinși. Și Tobie a făcut așa. Ghiciți ce s-a întâmplat. Duhul rău, Asmodeu, a fugit de acolo, speriat de fumul acela înnecăcios, iar arhanghelul Rafael l-a prins și l-a legat. Se pare că îngerii sunt într-o rivalitate de felul acesta și niciodată nu câștigă cel rău, întotdeauna câștigă cel bun. În timp ce lucrurile acestea se desfășurau, tatăl sarei nu știa ce să facă. Își spunea, ne pregătim de o nouă mormântare, oare? A luat o cazma, s-a dus în spatele casei, a săpat o groapă. Era noapte. Și a spus soției sale, dacă o să moară, îl îngropăm nu o să știe nimeni. Măcar să nu fie numărat drept al optulea. Iar spre dimineață au deschis ușa la camera celor doi miri care dormeau și erau bine sănătoși. Și atunci Tatăl Sari a spus slavă lui Dumnezeu. S-a dus repede și a stupat groapa, și apoi i-a deșteptat pe toți. Și au făcut o petrecere care nu s-a încheiat decât în a 14-a zi. Dar timpul trecea. Deși toată lumea era fericită, Tobie știa că tatăl său, nefericitul său tată, îl așteaptă acasă. Și făcuseră calculul cât va dura drumul dus, cât va dura drumul întors, cu o toleranță de câteva zile, plus minus, cam trebuia să, să se fi terminat călătoria. Și Tobie întârzia acolo și își spunea, ce o să creadă tatăl meu, o să creadă că sunt rătăcit, poate chiar mort pe cale. L-a chemat pe Azaria și a spus, iată scrisoarea de încredințare, du-te la cel căruia tatăl meu i-a împrumutat cei 10 talanți, ia-i de la el și să mergem în casa noastră, în, în tărâmul părinților noștri. Azaria a făcut așa, s-a dus, a recuperat datoria, s-a întors, i-a luat pe cei doi miri și au plecat încărcați cu averi. Pentru că tatăl sarei le-a dat jumătate din averea lui și le-a spus, cealaltă jumătate vă așteaptă aici atunci când eu o să mor. Au plecat și s-au dus către, către Ninive. Și înainte de a ajunge acasă, Azaria îi spune lui Tobie, mai ascultat până acum, mai ascultă-mă odată. Ți-a rămas fiera peștelui. Du-te și unge ochii tatălui tău cu această substanță pe care nu o poți suporta. Ascultă-mă și o să fie bine. Și Tobie lasă convoiul, inclusiv pe soția lui, și se duce înainte și primește îmbrățișarea deznădăjduită a tatălui său care îl credea deja mort. Își îmbrățișează părinții și le spune, aveți încredere în mine și îi unge ochii tatălui său orb cu fierea peștelui prins la fluviul tigru. Și după câteva clipe urmează o usturime puternică, dar ca prin minune, Tobit începe să vadă. Și atunci lacrimi de bucurie și cuvinte de laudă către Dumnezeu ies din gura lui. Tobie se duce, își întâmpină soția și o aduce acasă, îi face cunoștință cu familia lui și toată lumea este fericită. Ce urmează? Alte șapte zile și șapte nopți de petrecere pentru că s-a întors nevătămat și însurat și bogat. Exact ca în povești. Povestea nu se termină aici. Tobit, după, după, după zilele de petrecere, îi spune fiului său, Fiule, bravo ție! Dar ai avut un însoțitor strașnic pe calea asta. adul aici, dar știi ce? Noi ne-am învoit să-l plătim cu o anumită sumă. Nu-l putem plăti doar cu atât. Te-a ajutat așa de mult. Mai pune ceva la simbrie. Și Tobie îi zice, Tată, dacă omul ăsta n-ar fi fost, nimic bun nu s-ar fi întâmplat din toate cele care s-au întâmplat. Hai să-i dăm jumate din tot ceea ce am cules pe cale. Și tatălui zice să se facă așa cum zici. Și l-au chemat pe Azaria. Și i-au spus, jumătate din ceea ce am primit, jumătate din ceea ce am câștigat, jumătate din ce avem, îți dăm ție, prieten bun. Și el a rămas absolut impresionat și l-a spus: Voi nu știți cine sunt eu. Tobit, când te rugai tu, eu duceam rugăciunea ta la Dumnezeu. Când îi îngropai pe evreii săraci din neamul tău, eu eram acolo cu tine. Când ți-ai lăsat mâncarea caldă pe masă și te-ai dus, ca să ai grijă de evreul bătut și omorât în oraș. Eu te însoțeam. Și spune la capitolul 12, versetul 15, Eu sunt Rafael, unul dintre cei șapte îngeri care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei celui prea înalt. Și de îndată ce a rostit aceste cuvinte, și toți rămân șocați, îngerul se face nevăzut. Noi știm puține lucruri despre Sfinții Îngeri ai Lui Dumnezeu, dar ce știm este că văzduhul întreg este plin de ei. Știm că niciodată nu suntem singuri, ci Îngerul Păzitor pe care îl primim la botez, însoțește, așa este exprimarea din, din slujba botezului, însoțește viața lui cu Înger de lumină ca să-l izbăvească pururea de cei de și cei nevăzuți. Așa se spune în slujba botezului, care s-a făcut, cred, sunt sigur, și la dumneavoastră, fiecare în parte. Însoțește, Doamne, viața lui cu îngeri de lumină. Simțiți-vă însoțitorul, că așa cum a fost Tobie însoțit de Azaria, așa suntem și noi însoțiți. Uneori se arată îngerii cu chip de om lângă noi, nu o luați chiar așa literal cum am spus-o spus eu. Dumnezeu îi învrednicește pe unii dintre oamenii din jurul nostru să fie îngeri pentru noi. Asta am vrut să spun. Vine un om care se poartă cu tine ca un înger. Și atunci îngerul ia chip, într-un fel, simbolic vorbind. Altfel, nu o să putem niciunul dintre noi să știm sigur dacă nu cumva. Ne-am întâlnit cu îngeri în lumea asta. Dacă nu cumva atunci când am miluit un sărac sau un străin, chip îngeresc era sub chipul cerșetorului sau a săracului, a sărmanului. Dar dincolo de asta, simțiți-vă îngerul păzitor. Făceți-i cinste cu gândurile și faptele dumneavoastră. Făceți-l să zâmbească, mulțumit. Cereți ajutorul atunci când vă simțiți osteniți sau lipsiți de inspirație. El este acolo ca să vă ajute mereu. Amin!